Ședința de Consiliu Local de la Deja a fost una cu schimburi aprinse de replici. Două dintre hotărârile de pe ordinea de zi au fost retrase în urma discuțiilor. Concluzia de acum cunoscută: mai trebuie discutat. Proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție bugetară pe anul 2009 a fost retras de pe ordinea de zi, urmând a fi discutat într-o altă ședință. Discuția aprinsă a suscitat și proiectul privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a parcului balnear Toroc. Lucrurile s-au împotmolit când a venit momentul aprobării tarifelor pentru serviciile oferite în baza de agrement. Aici intervine rolul Consiliului și a primării să facă protecție socială, în care 1500 de oameni pe zi merg cu tarifa mică. Nu ca 14 oameni să fie favorizați. Și asta pentru că nu contează de comisii. Ați avut punctul ăsta de vedere. Eu vreau să vă dați o să de comisii. Nu, nu, informați cu toate nimeni, pentru că obligația să mă informeze. Domnule, nu are niciun proiect pe ordinea de zi, este propunerea Comisiei Economice. Domnule, domnule, are, că au spus foarte clar, are două concesiuni de la primărie. Eu, locul domnului, niciodată nu concesionam o curte a unei școli. Oricând îți dispus să vă supun la asta atenție, investiția a făcută să o preluăm la primărie. Pentru că nu putem opri dezvoltarea terenurilor de mini Consiliul Local a aprobat aceste concesiuni, le-am aprobat dumneavoastră sau eu. Dar ales local, nu puteți face asta, mai ales pe terenurile de mini cu curtea unei școli. Deci ați spus ceva la ședință, la concesiune la Toroc. Și v-ați tras o acel la Toroc frumos. De ce? N-am văzut nimic că intrați în același conflict ca și mine. Faceți altceva, dumneavoastră, eu n-am făcut. Faceți mai niciun moralist. Niciodată n-am făcut. Și că vă dați seama că nu mai puteți atacați concesiunile, v-ați retrat de la... Deci ați concesionat atunci. Ne publicând în mod real chestia concesiunea, așa, și bani numai când e unul singur cu acea concesiune. Așa este, domnule. Nu sunteți niciun pasioas, că vă lucrați cu toată lumea. Haideți să ne oprim să vedem cum merge mai departe. Federica are să... Deci poziția mea s-a votat proiectul de hotărâre cu 10 voturi, dacă l-a acceptat, bine, dacă nu, primarul retrage din ordinea de zi. Eu vă sugerez să retrageți din ordinea de zi. Domnul secretar, consemnați voturile, 10 voturi consemnați și 10 voturi. Hai să votăm. În primul rând, votul a fost... Adică, vreau să spuneți, deci nu spun nouă, domnule. Cine a consemnat dacă v-a facut o bucată de hârtie pe care nu se e nimic? Dacă domnul Cortez, dacă tot PSD-ul puneți în slujba dumneavoastră, domnul primar Sângheati și PDL-ul, domnul Gabriel Sângheati, pentru că trebuie să susțină interesele domnului, ați altă problemă. Susțineți sistemul administrativ, da? Domnul primar, există soluția să vă retrageți proiectul de ordine de zi dacă nu repet votul. Și așa a rămas. A fost retras. La punctul privind soluționarea unor probleme ale administrației publice locale, spiritele s-au încins din nou, fiind adusă în discuție problema alimentării orașului cu apă. Am susținut și susțin în continuare că Dejul trebuie să aibă apă și nu fără apă. Însă, în data de 20, domnul primar, care spune că este foarte deschis, așa, a vorbit cu mine. Nu mi-a spus absolut nimic. A cerut ceva, am colaborat cu dânsul, ca să aflu de la București, și o am aici, primăria Dej și compania de apă au obținut două ordonanțe prezidențiale, prin care obligă pe compania care ne furnizează energie electrică să dea energie pentru stația de tratare a apei și pe Someș să dea apă până să termine conducta de la privada la Dej. Corect. Respectăm cele două ordonanțe civile. Nu este nicio problemă. Mă întreb totuși de ce nu mi-ați spus și mie atunci când vreți să faceți așa ceva. Două sau trei săptămâni. Cu trei săptămâni am primit prima atenționare din partea companiei și din partea firme care distribuie energia electrică, Alpic și Electrica ISA, faptul că în data de 15 lunii nu o să mai aibă Dejul asigurată apa potabilă. În contextul dat, am primit noi, executivul, primarul, președintele Consiliului Județean și prefectul. Ne-am întâlnit împreună cu domnul Crăciun, împreună cu directorul de zonă, am discutat la domnul prefect în birou cum să rezolvăm această problemă. A fost invitat și directorul companiei Someș S.A., companie de apă, și am ajuns la un moment dat la o înțelegere între părți, în așa fel încât
Datorită situației economice în care se află Someșul, compania de apă a avansat ideea să plătească. Nu este adevărat, lăsați-mă, domnul Căciun. Nu pot să vă las, eu nu spuneți un adevăr, nu pot să vă las. Domnul Căciun, înțelegeți? V-am ascultat, v-am ascultat. Deci dumneavoastră nu spuneți adevărul, dumneavoastră vă prevalați, spuneți că adevărul. Nu este adevărat. Deci nu compania de apă a avansat. Au stat toți și s-au uitat la mine și au zis ce facem. Și am spus, solicit companiei de apă să-mi plătească la pas două luni. Asta am spus, domnul primar. Și vă rog să spuneți exact așa. Deci, o fost propunerea următoare din partea primarului, a fost faptul că să concesionați tratarea apei și epurarea cu o perioadă de 6 luni până când noi putem finaliza împreună cu compania de apă investiția respectivă. Asta a fost propunerea. Punctul de vedere al companiei de apă Someș este următorul. Aceste zvonuri care s-au lansat în ultima perioadă nu au niciun fel de acoperire în realitate vis-a-vis de problemele companiei de apă. Deci pot să vă spun cu deplină încredere și cu responsabilitate că noi, compania de apă, nu avem niciun fel de datorii la ora actuală față de niciunul din partenerii sau furnizorii noștri. Deci, din punctul nostru de vedere, nu poate fi pusă problema asistării apei pentru neplata unor facturi sau pentru alte lucruri care țin strict de companie. Deci compania va merge în continuare și a onorat contractele față de clienții pe care are și la fel față de toți furnizorii. Deci, stăm liniștiți la locurile noastre.